Dar am întors în direct. Lucrurile continuă în ceea ce privește tragedia avută loc în Onești, acolo. Cu cât discuția e mai largă, sigur, cu cât apar detalii mai multe, cu atât ne dăm seama cam ce hal de neputință. Ce hal ai spus? Ce hal de neputință. Ce hal, da. Ce hal de neputință, a intervenției am avut acolo. Cu cât apar mai multe informații, uite, de exemplu, fiica criminalului din Onești. Am sunat la poliția din Bacău, cea care era extrem de agresivă cu reporterii, da. Cea care era foarte deznădăjduită. Acum găsești niște circunstanțe atenuante. Mă rog, fiica criminalului din Onești, am sunat la poliția din Bacău și la București am sunat să aplanez situația. Mi-au închis telefonul. Deci ar fi vrut să... Deci de unde avem pe mamă, care mama era complice și participa, soția criminalului participa activ la evenimentele de acolo. Bun, fiica a încercat cumva să rezolve, să soluționeze criza aceea și s-a închis telefonul. Deci n-a fost în nicio formă întrebuințată în negociere. Sigur că ar fi fost un capitol important în negociere, fiica, dacă ea era de partea bună a istoriei. În primul rând spunea un șef, șefuleț de pe la trupele speciale ale poliției, că nu există o limită pentru negocieri, că poți negocia oricând, da? Da. Eu nu știu când a fost împământenită această practică, căci să stai 4 ore, 5 ore să negociezi acolo în conținere în care tu nu ai negociatori. Pentru că nemai având situații de acest gen, nici n-ai avut ocazia, n-ai găsit oportun să construiești astfel de cariere. Cetățeanul care a negociat acolo, cu tot respectul pentru studiile sale în domeniul managementului, să zic eu, un manager excepțional, se lăuda cu acest master, a fost și parte din conferința de presă. Eu l-am văzut cum vorbește atunci când trebuie să relateze niște evenimente petrecute recent. N-aș vrea să-l văd în cadrul unei, cum spune el, unei acțiuni de negociere. El nu negociază, el săvârșește un act de negociere. Da. Am văzut cât de bun negociator a fost. Acum, în altă ordine de idei, spuneai tu puțin mai devreme, adică la începutul acestei emisiuni, că toți foștii au senzația că sunt mai pricepuți decât actuali. Dar îți amintești, domnul Buzăianu, filmulețul pe care l-am privit noi doi ieri, nu film artistic, cum sunt astea de câștigă ursul, dar nu știu ce. Da. Dar un filmuleț cu o intervenție de prin 95, într-o situație similară. Au coborât pe sfori, au intrat, au făcut, au dres, au scuză-mă, oamenii ăia știau să intervină. Oamenii ăștia nici nu știau exact dacă au praștie, aruncă direct cu piatra, trag cornete pentru un tub, adică s-a deprofesionalizat foarte mult poliția. De asta au și ei acum capacitatea de a se promova ca niște foști competenți. Dar eu vreau să vorbesc despre un alt fost acum. Că despre foștii din poliție o să tot vorbim. În sensul acesta, Răzvan, e foarte important să menționăm că, să reiau argumentul acesta, criminalul, nu știu dacă asta ar fi ajutat în vreun fel, dar poate că dacă i s-ar fi adus acel document pe care îl solicita, se putea negocia mai ușor de acolo începând. Deci, practic, el avea această nemulțumire, toată lumea știe deja care a fost situația, cu evacuării extrem de agresive, cu pistol la cap pus fetei lui, evacuării acestui apartament. Și el a cerut acel document în baza căruia s-a produs acea evacuare. Sigur, departe de noi gândul de a oferi niște circumstanțe favorabile. Nu, putea să-i oferi, Răzvan, dacă se oprea doar la atragerea atenției asupra acelei situații. Nu răpești doi oameni, nu-i ameninți cu moartea, indiferent ce problemă ai tu, pentru că electricienii n-aveau absolut niciun fel de contribuție. Dar vreau să vorbim puțin despre un alt fost. Nu foști șefi, nu foști negociatori, nu foști oameni competenți actualmente, doar părerologi, că lumea se pensionează de vreme și uite ce se întâmplă, îți pleacă și specialiștii. Executorul judecător. Fostul executor judecător, actualmente este avocat în Baroul Bacău. Deci cel pe care îl invoca criminalul ăsta, îl invoca acolo, executorul judecătoresc, fost executor judecătoresc, care l-a lăsat pe asasinul de la Onești fără apartament. Numele lui este Alexandru Tabarcea și a fost implicat în cazul Dărmănești. Caz în care procurorii DNA l-au acuzat de luare de mită. A fost condamnat acest fost executor prima dată în 2016 la 4 ani și 4 luni de închisoare cu executare. Ulterior, și când spun ulterior mă refer la anul imediat următor, adică în 2017, în alta curte de casație și justiție, a dat o sentință de 2 ani și 7 luni cu suspendare. Să nu deranjăm executorul. În momentul de față este avocat în Baroul Bacău. Nu a săvârșit nicio zi de închisoare, dacă vă place formularea aceasta. Da?
E, persoana în cauză este cea care a operat executarea silită în cazul pe care îl reclama ca fiind un abuz, cel pe care noi îl numim astăzi, deși nu există o condamnare definitivă, criminalul din Onești. Îl numim pe bună dreptate Răzvan și e foarte interesant de semnalat și omul acesta care a trecut așa lejer prin toată situația aceasta și acum este un respectabil, sau nu știu dacă cât de respectabil, cât de respectat e. Un avocat în e un avocat care nu are nicio problemă, probabil doar pentru cei care mai țin minte evenimentele precedente se mai poate isca o discuție. Dar în rest omul este absolut rezonabil. Acum nu, un avocat cinstit nu are nicio problemă, n-are niciun caz, mergem mai departe, da? Să-i spunem. Adică l-aș invoca în context și pe omul acesta. Sigur că nu e o explicație pentru ce a făcut. Adică nu poate să fie nici măcar pentru luarea de ostatici. Nu, doar, nu și pentru omorârea acestora. Nu poate să fie o explicație rațională faptul că, uite, că a fost victima unui abuz de genul acesta. A fost condamnat prima dată de Curtea de Apel Bacău în octombrie 2016. 4 ani și 4 luni de închisoare cu executare, exact cum am spus noi. Iar... aici e o problemă. Da. Ulterior, la ICCJ, s-a dat în noiembrie 2017 sentința de 2 ani și 8 luni cu suspendare. S-a constatat că a prejudiciat rafineria Dărmănești în urma unor rapoarte. Da? Asta este relatarea unui jurnalist din Onești, Cristi Bibire. Deci aceasta era persoana pe care o acuză, printre alții, de abuzuri, criminalul din Onești. Cum sigur că poți fi victima oricât de multor abuzuri, dar asta nu justifică luarea de ostatici și uciderea lor. Nu, stabilit lucrul acesta e clar. Dar dacă tot am atras atenția asupra acestei spețe, dacă cu acest prilej vorbim și despre competențele sau incompetența de la Poliția Bacău, presupun că putem să-i facem incompetenți din moment ce ministrul de interne a decis că trebuie schimbați în funcție, nu? Da. Că dacă erau competenți, nu plecau de în funcție. Rămâneau, Doamne iartă-mă, în funcție, nu? Putem să-i facem incompetenți. Pe sărăcia asta de competență moment, îi păstra în funcție. Din moment ce avem deznodământul acțiunilor, da. Bun. Așa, deci sunt oarecum vinovați, nu? Că aici astăzi ISO o să spună că n-ai nicio vină pentru moartea băiatului. Dar aici sunt vinovați. Aici e clar. Aici e clar. Bun. E, dacă tot atragem atenția asupra problemelor de sistem, haideți să atragem atenția și asupra abuzurilor care s-au petrecut în ultimii 20 de ani, nu? Nu o să le luăm pe toate la rând, nu începem la emisiunea de la ele, să vă spun ce s-a petrecut în vincul dosarul. Da, dar nu e interesant de observat? Consemnată și acum, sigur că se vorbea despre acea secție specială. Nu? S-a tot vorbit despre secția specială. Da. În toate felurile posibile s-a vorbit despre secția specială. Acum mi se pare disproporționată discuția față de activitatea acestei secții speciale. Dacă această secție specială, cât timp a funcționat, nu știu, un an, doi, cât a funcționat, ar fi produs niște... acum nu funcționează? Dacă ar fi produs niște cazuri de genul acesta și ar fi spus, da, domnule, uitați, ne-am ocupat de cazul procurorului cu tare, ne-am ocupat de cazul judecătorului cu tare, care uite și așa și mai departe. Deci ar fi avut o logică. Sigur că în momentul de față ne uităm la ea și vedem că singura preocupare a fost în legătură cu doamna Chioveș. Atât, în rest, și atunci discuția pare extrem de disproporționată dacă trebuie sau nu menținută această secție. Bă, n-are nicio funcționabilitate. Da. Și ca și cum lucrurile n-ar fi fost destul de complicate, mai apare o informație frumoasă în context. Deci știm că ministrul de interne, domnul Lucian Bode, a anunțat că șeful IPJ Bacău și adjunctul se vor ocupa de altceva pe viitor, precum și șeful poliției din Onești și adjunctul său, sigur, și deși probabil vor merge într-o pensie specială, că ce, Doamne iartă-mă, vor face. Dar mult mai interesant este punctul de vedere al parchetului de pe lângă judecătoria Onești, care declară în felul următor. Procurorul de caz nu trebuie să lase poliția să intervină. Nu are absolut niciun fel de legătură. Pentru că zilele trecute vorbeam și despre polițiști care ar fi intervenit, domnule, dar nu i-a lăsat procurorul. Exact pe modelul Caracal. Caracal, exact. Da. Au mers, au văzut că acolo a funcționat. Domnule, acolo am putut să dăm vina pe procuror, am putut, da. Păi, ia, să dăm șer. Deci în cazul acesta se putea interveni și fără decizia procurorului. Nu, și chiar la Onești, chiar nu vreau să jignesc pe nimeni, dar Onești nu e supranumit Caracalul Moldovei? Nu știu, Răzvan, cum e supranumit, dar... Nu că ar fi ceva rău să fii Caracalul oricărei regiuni istorice. Dar Caracal și Onești... Dacă anume, din capul locului, te gândești că Onești... Nu prea pare nimeni onest așa, în cel puțin în zona de poliție. Nu pare atât de onest oamenii aceștia. Deloc onești, oamenii din Onești. Cel puțin executorul ăsta condamnat... De la poliție, atenție, că așa Loredana Groza... Nadia Comăneci. Deci nu, oameni onești. Îți dai seama. Dar aici, mă... Da, în fine, cert este că vorbim despre zona de justiție și mergem către... Mulți alții, Radu. Ca să nu spunem... Multe alte nume care ne vin în minte, dar nu le mai formulăm. Da, mergem către Ministerul Justiției, care este pus în momentul de față sub o incidență. Problema dosarului 10 august, un necaz mare acolo, discuții în privința
știți asta, oameni în fața Ministerului protestând și domnul ministru al Justiției, domnul Stelian Ion, ieșind la protestatari într-o soluționare a crizei. Nu, că bănuiesc că ăsta a fost sensul. Hai să-l vedem pe domnul Stelian Ion. Ieșind, să-l urmărim pe domnul Stelian Ion. Ieșind ca să rezolve această discuție. Ieșind și apoi intrând. Pentru că ieșise un pic greșit. Dar nu e niciun fel de problemă, important e să ieși, nu contează unde ieși, în mijlocul cui ieși, pentru că dacă acolo e un protest, contează mai puțin pentru ce se protestează. Haideți să vedeți un moment spectaculos în care el oferă toate explicațiile, toate garanțiile, dar nu cui trebuie. Stelian Ion, ministrul Justiției. Am așteptat de la dumneavoastră să îndreptăm această lege care, vă dați seama, nicăieri în lume, ascultat, nicăieri în lume, această speță nu mai este, nu mai este, cum să spun, condamnabilă în toate țările civilizate. Ori și domnul ministru a spus că trebuie să ne aliniem țările civilizate. În care situație ne aliniem țările civilizate? Cine? Domnul ministru, tot, a spus că trebuie să ne aliniem țările civilizate. Mi se pare noastră că o conducere fără permis, fără nicio altă implicare, reprezintă un pericol public sau reprezintă ceva pentru România, a cheltuit 30.000 de lei cu un pușcăriaș. La pușcărie. Și plus că eu am și o firmă mare care se vede aici, în afară și el. Dar nu, da, contează o firmă, numai dacă aș fi angajat. Dar unde chiar azi când era subiectul 10 august? N-am că... și subiectul 10 august. Am venit de mult. Dar să vă spun ceva. Toți oamenii de aici sunt pentru speța dumneavoastră? Mare parte, da. Stăm aici, nu primim. Când primim răspunsul? Am ascultat, ne-a că țin pe mail. Păi v-am trimis pe mail și ne-a dat răspuns că nu putem să intrăm la dumneavoastră. Că e COVID. Da. Că e COVID. Nu, nu, haideți să vă iau eu mail-ul dumneavoastră. Da. Ne-a dat răspuns și că nu putem să intrăm la dumneavoastră. Ideea este că pot... sunt înscrieți, da, sute de persoane. Vă întreb așa pe dumneavoastră. Nu pot primi oameni. Eu doar am văzut că am văzut foarte multă lume. Am crezut că este vorba de 10 august. Nu ca alte spețe nu au valoare. Vă mulțumim. Dar nu că e o speță particulară. E problema dumneavoastră. Vreau ca dumneavoastră care sunteți un ministru care v-am votat. Nu este o speță particulară, pentru că pușcările sunt pline de astfel de cauze. Dacă vă uitați cu un avizer de la o instanță, sunt 30% pentru această cauză. În România, aia câștigă la CEDO bani, plus v-am spus, nu sunt întors, sunt 4.000 de lei care se pierd, 3.000 care... Stați să vă spun, să vă trăiesc, dacă tot așa. Pentru că am și sunt 4.000 de lei. Ați vrea dumneavoastră să cheltuie statul român cu pușcăriași 4.000 de lei? Eu aș vrea să nu existe încălcări de lege în România și să nu cheltuie. Noi vrea să existe pedepse mai ușoare. Pedepse mai ușoare. În orice țară, Italia, trebuie să ne aliniem Franța și Italia. Pedepse mai ușoare sau deloc am vrea noi, da? Și da, cu praigenizarea școlilor, să terminăm cu asta. Și terminați cu supraigenizarea și cu spălatul ăsta pe mâini, că în cazuri s-a luat pielea de pe mâini și a rămas doar oșorul, deci, de la atâta spălat pe mâini. Stelian Ion a ieșit văzând protestatari, intuind că e vorba de 10 august și a venit să explice de care e situația. Am fost acolo și pe mine m-au gazat. Stați un pic, domnul ministru, e bine și cu gazat. Nu, extraordinar, da. Deci eu am o problemă cu permisul de conducere, domnul ministru, vă spun. Deci acolo, să vă explic dumneavoastră, dar și domnul Stelian Ion, la ce s-a participat. În fața Ministerului Justiției, astăzi s-a organizat un protest. Ai fi fost tentat să crezi, ministrul al Justiției fiind, că în urma postărilor domnului Klaus Iohannis, a reacției societății civile la această decizie a tribunalului. Ai și lumea din nou în stradă. Pentru 10 august. Da. Te duci acolo și spui, stați domne, hashtag rezist și eu alături de voi. Mi s-a uitat așa, e foarte bine, domnul ministru. Dar haideți să vă spun, să vedeți ce necaz s-a petrecut. Nu că sunt de acord și cu 10 august. Nu, că și acolo... Și acolo, nu mai spun. Să vorbim și despre aia. Dar până la 10 august avem următoarea problemă. Deci, mie mi-au luat permisul. Mie mi-au luat permisul pentru că am condus fără el. Fără ce? Fără el, fără permis. Era deja Stelion Ion, se gândea. Bă, parcă era ceva cu Carmen Dan. De 10 august ați condus fără permis? Deci, dumneavoastră erați pe 10 august. Nu, în altă zi. N-are treabă. N-are legătură. Domnul ministru, dacă puteți mă urmăriți. Și mie îmi fac dosar penal pentru că am condus fără permis. Deci, dumneavoastră ați luat o mașină ca să nu vă gazeze? Dar vă urmăreau jandarmii să tragă cu grenade în dumneavoastră? Nu, domnule, nu, n-are nicio fel. În Piața Victoriei? Nu, în altă parte, n-are legătură. Nu în București, nu e la București. Domnul dumneavoastră, nu sunteți cu protestul 10 august? Nu, domnul ministru, am auzit de el. Tot respectul, tot respectul, știu ce s-a. Deci, așa ceva nu trebuie. Dar, avem problema aceasta. Avem următoarea speță. Da. Deci ce ați văzut dumneavoastră acolo? E un protest, că e protest, n-ai cum, tu te uiți la el. E protest. Oameni, au pancarte, au d-astea, cum se numesc, mă, când țipe acolo. Și cum faci șoșocisme. Da. Portavoce au... Au d-astea, un slogan, scandări, mă. Au scandări, șoșocisme. Au tot ce trebuie acolo și au și o cauză. Și spune domnul Stelian Ion. Eu am ieșit că am crezut că e vorba de 10 august, dar am înțeles că e o speță particulară. Dar cum ați venit chiar azi, când a fost cu subiectul cu 10 august? Și toți oamenii de aici sunt pentru speța dumneavoastră?
Pare surprinzător. E cineva, hai să luăm altfel. Pentru 10 august e cineva. Aici între dumneavoastră pentru 10 august e cineva și să-i vină. Da, eu sunt pentru 10 august, dar și eu o să știți că am și altă problemă pe lângă, aș începe cu ea. Sunt cu 10 august, nu spune nimeni că nu sunt cu 10 august. Că toată lumea care mă cunoaște știe, domnule, e cu 10 august. Dar are și beleaua asta, ghinionul dracului ăsta cu permisul, cu conducerea fără permis. Deci un cetățean a condus o mașină. El avea mașină, avea combustibil, avea bani, avea tot ce trebuie, mâini, picioare, o conducea, mergea. Da. Nu te-ai fi dat seama că e nimic în neregulă acolo, că e ceva în neregulă acolo, de fapt, dacă nu l-ar fi oprit poliția și ar fi zis dacă puteți să-mi prezentați actele. Săracul de bună credință a spus, domnule, vi l-aș prezenta, că n-am nimic de ascuns. Dar n-am ce. Păi dați-mi măcar permisul. Nu, vedeți? Nu se pune. Ei, mă bucur că ați deschis discuția. Că zis, pentru că, de fapt, asta e o mare problemă despre care multă lume nu vorbește. Eu nu am permis. Nu aveți permis? Nu. Nu-i nimic, vă dați jos de la volan și nu veți avea permis nici pe viitor, dar veți avea dosar penal. Și de aici el s-a dus la el în firmă. Da. I-a luat pe angajații, a strâns pe toți. Nu că sunt patronul vostru și vă pot da afară pe toți, vă las pe drum, murmuriți de foame. Dar vi se pare că am greșit cu ceva? Domnul patron, dar cum să greșiți, dar de mult, dar să știți că noi n-am vrut dar să vă trebuie să-l admirăm și peste ani. Influențăm. Hai să nu încercăm, Răzvan, să denaturăm, să ducem discuția în altă parte, să admirăm acest fel al domnului Stelian Ion de a se prinde în legătură cu evenimentele. Și-a dat seama, mă, nu-l bă, în 5 minute și-a dat seama că e vorba avocat, despre cu totul altă speță decât cea pe care o intuia el. Deci a dat seama... Nu așa seama, mă, nu știu, nu sunt cu 10 august. Două, trei întrebări a pus... Asta s-a gândit, a procesat. 10 minute, n-a avut ce face acolo. 10 minute și astea. Ideea era că a fost indus în eroare, pentru că e un singur om care are un dosar penal pentru conducere fără permis și 50-60 de protestatari. De la el, de la firmă. Cum ar veni, ăsta era protestul firmei lui. El era patronul acestui el protest. Inițial, el, eu îmi închipui că Stelian Ion e un om branșat la evenimente, la știri, știe ce se întâmplă și s-a uitat un pic la el, auzind de problema cu permisul, a scondus fără permis, s-a gândit că e vorba de domnul Florinel Coman de la Steaua, prima dată. S-a gândit, s-a uitat așa la el, un pic l-a măsurat din priviri, mă, parcă nu arata fotbalist. Altă încurcătură. Dar când a auzit că e și patronul de față și nu l-a văzut pe Gigi, pe care a spus, nici speța asta nu e. Mă, altă speță. Mă, dar toți conduceți fără permis în această țară. Și a zis acea doamnă pe fundal și pedepsele sunt prea dure, domnule, că n-au omorât pe nimeni. Doamna a tras concluzie, Răzvan. Deci doamna a venit în concluzie acolo. Deci a venit cu o concluzie. Stai seama, cum ușează? Și a zis, băi, pentru ce vă plătesc, mă? Pentru ce vă plătesc? Păi ăla, pentru aia, nu, astăzi vă scot în producție, merge la protest. Astăzi vă scot în oraș pe toți, vă scot în centru. Merge la protest. Dar eu aș face altfel. Eu aș face altfel. Eu aș folosi acest precedent, că justiția funcționează și pe ideea de precedent. Nu cred că în România, dar în general, în lume. În lume, da. Există precedentul judiciar, Statele Unite, de exemplu. Vă spun, dacă aveți probleme cu justiția și vreți să vă adresați domnului ministru, vă faceți niște pancarte cu 10 august, mergeți acolo, urlați, tipați, îl momiți. Îl momiți. El mușcă, vedeți 10 august, îi mai este domn minister și cum l-a pac, stați că nu stai cu 10 august. Deci uitați ce mi-au făcut nenorociții ăștia. Zice și de 10 august, ceva, da? Frumos așa ar fi pentru deranjul omului. Da, da. Dar îți dai seama că el a venit și cu un argument, că mie mi-a plăcut mult speța omului. Da. Eu am zis, băi, eu venisem pentru 10 august pe subiectul ăsta. Da. Dar îmi place și asta cu conducerea fără permis. Și el vine cu această retorică și mă mir că nu l-a întors în drum pe ministru să spună, stai că asta e mai importantă decât 10 august. Zice, vi se pare normal? Deci el riscă pușcăria acum, da. Acest conducător fără permis. Da. Ce argument, linia lui de apărare următoare. Vi se pare normal să plătească țara, să plătească românii pentru un om 4 ani de zile sau cât face pușcărie să-l țină pe mâncare, pe cazare, e normal să plătească deci, statul așa, român pentru un deținut? Așa arată un antreprenor român care a meșterit la un argument. Uite așa l-a pus. Dom'le, mi s-a părut genial. Deci de acum încolo va putea fi întrebuințat de tot ce... Pe rentabilitate are dreptate. Eu vă întreb, e normal, uite, să-i plătim domnului Dragnea să stea din nou pe banii noștri acum, domnul Dragnea? Poate că o să vină și domnul Dragnea să zică. Dom'le, nu-i normal să plătească poporul român pentru mine, să-mi plătească cazare, mâncare, haine, toate facilitățile? Nu mai bine dezincriminăm fapta? De la domnul Severin am mai auzit o spectaculozitate logică mai mare ca asta. Nu, domnul Severin a zis, dom'le, când se încalcă, dacă suntem atâția care încălcăm legea, că vedeți că intrăm la pușcărie pe capete în politică, înseamnă că legea e greșită. Dacă toți încălcăm legea, înseamnă că nimeni nu încalcă legea, a spus domnul Severin. Dar ce n-a sesizat domnul Severin în dinamica evenimentelor e că nu toată lumea încalcă legea. Păi, asta așa. Și rămâne o minoritate nenorocită care strică tot și de cauza cărora se intră la pușcărie, domne. Om aproape nevinovat dacă am fi fost cu toții vinovați. Între timp, dar să știți se întâmplă niște lucruri extraordinare. Ce, domne, iartă-mă, s-a mai se întâmplă cei de administrația străzilor. Aoleu. Au luat o decizie spectaculoasă. După doar 2 morți, au decis să-și facă treaba. Și după foarte mult scandal, astăzi sunt niște imagini emoționante cu ei plantând acolo niște limitatoare de viteză. Au zis, bă, dacă tot se vorbește despre asta. Hai mă, să le pune limitatoare. Deci acum au găsit bani, s-a găsit finanțare, s-a găsit acest succes financiar, astfel încât să le permită să pună plasare.
plasticele alea pe drum. Și s-au dus în cartierul Andronache, acolo unde au montat limitatoarele de viteză pe care cetățenii le solicită de câțiva ani, mai exact de când A3 direcționează foarte mult trafic către strada Gherghiței, din care se ramifică toate aceste străzi, una dintre ele fiind locul accidentului tragic. Și îmi place, Răzvan, reacția domnului primar, care este de o perspicacitate. Dom'le, deși eu îl văd pe omul ăsta și mi se pare că o să ajungă dreptate. Departe. O să ajungă sper departe. Să pleci odată. Vorba lui Vadim Tudor, în plan normal, cu tine te dau la liceu sau ceva de genul ăsta. Deci, iată, Șoșoacă are concurență. Sunt mai mulți care se bat pe memoria tribunului. Deci, omul ăsta ce i-a dat lui pâncap să scrie că nu a pus doar poza, dar a găsit și un text de cuvință să așeze acolo. Acum intru pe Facebook. Asta nu repară ce s-a întâmplat, dar sperăm să prevină alte tragedii de acest fel. Deci omul vine și spune că asta nu repară ce s-a întâmplat, pentru că sunt foarte mulți care, uitându-se la aceste poze, se gândesc că, domne, uite că am reparat, am reușit să rezolvăm. De morți nu pot, dar ce ține de mine? Am reușit să rezolvăm problema celor două fetițe decedate până această plantare. Cine s-a gândit așa? Cine gândește așa, mă? În legătură cu cine vorbești? Cum să vii să spui asta nu repară ce s-a întâmplat? Adică nu repară ce? Două decese? O fetiță de 7 ani și o tânără de vreo 20 de ani? Cum să-ți dea în cap că asta ar putea să... Dă-i seama că în capul lui zice, noi și o să reparăm problema și apoi cineva i-a spus, păi nu, asta nu repar. Mie nu prea-mi plac. Nu prea-mi plac așa, nu sunt fixist în convingerile mele, da. Dar acolo mă agăs de ele cât pot. Nu prea-mi plac oamenii care se cațără pe cadavre. Mi s-a părut că și maestro Cumpănașul a exagerat când a transformat subiectul Caracal într-o temă de campanie electorală, dar l-am înțeles pentru că eu cred că a fost și silit de împrejurări să candideze, n-a fost voința sa. Că el trăia bine, mersi, era... Venea pe la emisiune, vorbeai cu el civilizat, nu știu. Păi, acum n-aș vrea să folosesc vorbe mari, dar domnul Radu Mihaiu, se mai bagă mult în seamă pe subiectul ăsta. Și o să vă explic și de ce. Acum poate părea un om preocupat, domnule. Un om preocupat care rezolvă lucrurile. Dar, în realitate, are o strategie perfidă, domnul Radu Mihaiu. Și vă spun și de ce. Pentru că, în momentul în care s-a produs această tragedie, săptămâna trecută, nu, domnul Buzea? Da. Așa, la finalul săptămânii trecute, a venit primarul sectorului 2 să liniștească oamenii, explicând că, în ciuda a ceea ce se spune în spațiu public, străduțele astea nu sunt în administrarea sa, ci aparțin administrației străzilor, sub aspectul montării de limitatoare de viteză. Deci a venit domnul Radu Mihaiu să explice public, stați liniștiți, nu e vina mea, e vina lor, a indicat vinovații. Dacă depindea de mine, o rezolvam, domnule. Dacă puteam să... Păi eu le montam. Eu cu mânuțele astea două. Și poate luam și pe fostul angajat al companiilor din voluntari și din fost administrație PSD-istă, pe care l-a pus, nu l-a angajat în concurs. L-a plantat acolo să crească frumos city manager la sectorul 2, fără niciun fel de concurs pe post. Bun. Deci încerca să se insinueze în discuție, arătând că nu e el de vină. El avea o problemă de credibilitate pentru că pusese un om asociat regimului PSD-ist sau administrației PSD-iste într-o funcție cutremurător de importantă într-o primărie condusă de dreapta. Sau ce, Doamne iartă-mă, sunt oamenii ăștia. Da? Anti-PSD-iști. Bun. Și ca să distragă atenția de la problema asta a lui, a venit și a spus, aici eu nu sunt vinovat. Mă mir că nu s-a dus și la Onești să spună. Să știți că nici eu nu aveam niciun fel de competențe. Mă mir că nu s-a dus și în sectorul 3 să spună. Tinerul care a căzut, Dumnezeu să rete, dar eu sunt primar în sectorul 3. Nu la mine în sector s-a întâmplat așa ceva. În sectorul 2 ceva. La mine nu s-ar fi întâmplat, dacă era la mine în sectorul 2. Deci este un fel de a spune ce a zis domnul Barna la un moment dat. Îmi place să cred că dacă aș fi eu președinte, nu mai știu, Caracalul nu s-ar fi petrecut. Caracalul s-ar fi petrecut. Cu mine președinte, vă dați seama, nici pandemia asta. Așa e plăcea lui Șoșoacă, de-a lui poate să-i placă orice. Da. Problema e nu doar că a explicat că nu e responsabilitatea sa, că până aici ar fost normal. Dom'le, nu e treaba mea, știți-vă la nebune ea de la administrația străzilor. Dar a continuat să monitorizeze acest subiect și astăzi se fotografiază de spate. Mai dă-mi o dată poza aia, că îmi place foarte mult. Stă așa, are și o dinamică de film western un pic așa, dacă... Eu văd... Bine, zona Andronache are ceva de film western în ea. Eu văd mai multe poze trase, Răzvan, și să vezi fotografia de pe pagina lui. Și s-a făcut o alegere. S-au gândit, dom'le, ce-ar merge mai bine la această tragedie rezolvată de acest domn. Și uite, privește primar. Pe oameni și acum au montat și spune în felul următor. Administrația străzilor București montează 7 limitatoare de viteză pe strada mențiunii. Asta nu repetă ce s-a întâmplat, nu repară, dar sperăm să prevină alte tragedii.
Mă, dar ce cauți tu acolo ca primar dacă o montează altcineva? O montează administrația străzilor. De ce încerci să induci în opinia publică această convingere că ai mișcat lucrurile și de bine de rău s-a făcut? Adică în momentul când alea nu erau acolo, nu erai tu de vină, în momentul când sunt puse, sunt datorită ție. Și cauți în poză când se... Deci când nu e vina ta, înțeleg, vii să spui, nu sunt eu de vină, am avut de spus, plec. Sau o să mă bag cu nenorociții ăștia. Dar când nenorociții ăștia cu ghilimele de rigoare și fac treaba, mă rog, târziu și probabil, mă rog, nu mai valorează nimic această treabă făcută atât de târziu, apar și tu în cadru ca un fel de supraveghetor. Măi, și puneți alea, cum v-am zis eu, da? Deci, strategiile astea PSD-iste nu fac cinste acestui partid. Costumului de primar. Primar userist. Da. Deci el cu atitudine, am înțeles că e feblețea domnului Ghinea, că trebuie să se bucure de tot aparatul de promovare pe care l-are domnul Ghinea în proximitate. Am înțeles. Dar trebuie să explicăm, Răzvan, că noi tot... Să le explicăm și membrilor USR de ce e el candidatul de la primăria sector 2, că mulți ne întreabă, știi? Da. Ai văzut mesajele pe care le-ai primit? Domnule, sunt membru fondator USR sector 2, cine-i domnule Radu Mihaiu, de unde a venit? Eu de la domnul Ghinea, mă, cum n-a te-a. Să explicăm telespectatorilor într-o frază foarte scurtă cam care e treaba cu domnul Ghinea, că oamenilor nu le e clar de ce e rău domnul Ghinea, care e problema dar cu nu domnul e Ghinea, care e problema, care e ideea cu domnul Ghinea. Domnul rău. Ghinea este un fel de Hrebenciuc, un Hrebenciuc la PSD, așa e domnul Ghinea la USR. Ideea este că despre Hrebenciuc nu aflai știri non-stop când era PSD-ul în floare în anii 90, nu aflai într-o despre Hrebenciuc că face că... El era în spate. E așa este domnul Ghinea acesta în USR, undeva în spate. Și de acolo tot manevrează lucrurile astfel încât lucrurile să arate ușor, ușor, cam cum arătau și în PSD. Tu l-acuzi pentru că ar fi eminența cenușie, ca așa se vorbea despre domnul Hrebenciuc în PSD, a USR-ul. Eu nu pot să-i lipesc această etichetă, nu știu cât de eminent e sau de cenușiu domnul Ghinea. Problema mea cu domnul Ghinea apare în momentul în care candidează pentru Camera Deputaților în București, USR decide ca niciun ales să nu plece într-o altă, să nu candideze la o altă funcție. Da. Dânsul din deputat de București se așează pe lista pentru alegerile europarlamentare, deci încalcă această lege pentru că dânsul e domnul Ghinea și are puteri speciale, ajunge europarlamentar, anunță că nu va renunța niciodată la mandatul de europarlamentar pentru nicio altă funcție, oricare ar fi aceasta, pentru că are multă treabă de făcut la Bruxelles și cu prima ocazie renunță la funcția de europarlamentar ca să devină ministrul fondurilor europene la București din nou. Deci eu am o problemă de credibilitate și de statut privilegiat în cazul domnului Ghinea. Asta e nemulțumirea mea raportată jurnalist la politician, lipsa de credibilitate. Da. Asta, acum că o fie eminență cenușie. Asta este ce a ieșit în evidență. Bine să fie cineva și eminent ce acolo. Ce a ieșit în cadru. Bun. Și acum mergem, rămâne pe zona de primar, mergem către Târgu Jiu, unde domnul primar al Târgu Jiului produce, domnul Romanescu produce un moment extraordinar, produce o declarație care va rămâne cumva în istoria sa, în istoria sa va rămâne, ca un bolovan așa că va fi această declarație a domnului primar. Odată ce ai crescut în grad, zice domnul primar, ce ți-a crescut salariul, ce ai căpătat o calitate de funcționar public, încearcă să-și însușești, nu știu, calitățile, mă, e bizar, da, pe care trebuie să le ai ca funcționar public. Dacă ai plecat dintr-o calitate de paznic și ulterior ai câștigat această funcție de demnitate sau ai devenit funcționar public, încearcă în perioada asta cum poți să faci față unor rigori ale funcției, zice domnul primar. Că una este să păzești un obiectiv și să stai 24 din 24 lângă un bolovan, iar alta este să relaționezi în fiecare zi cu cetățenii dintr-un anumit oraș. Context. Domnul Romanescu e un pic certat cu poliția locală. Da. Ceea ce e de înțeles. Un primar serios ar trebui să aibă o problemă cu instituția anumită poliția locală, din motive pe care noi în ultimii 4 ani le-am explicat pe îndelete. Problema e că în acest război al primarului Romanescu cu poliția locală cade victimă opera marelui Brâncuș. La câteva zile după ce ne bucuram cu toții că am fost conațional cu Brâncuș, dar zic că și francezii zic același lucru, că nu am reușit să ni-l atribuim cum trebuie sau să ni-l branduim ca român suficient de bine, dom'le, vorbești despre operele mari lui Brâncuș, nu? Domnul Brâncuș, cum i-ar spune Irina Rimes. Operele care îți dau relevanță în termen de bolovan. Deci e o exprimare mai mult decât bolovănoasă. Deci operele acelea sunt cele care certifică orașul Târgu Jiu ca fiind ceva important în România. Haideți să-i telefonăm domnului Romanescu
Vrei să-l sună? Hai să sună pe domnul Romanescu. Pentru că sunt convins că ne va explica. Nu. Atenție, atenție. Nu. Am înțeles că s-a făcut această convins. Exclu. Dar nu mă referam, domnule. Doamne, păcatele mele. Parcă-l văd cum își face. Doamne, dar cine va fi? Cum să mă refer la operele mare lui Brâncuș în termen de bolovan? Dar eu nu știu ce e ce acolo, dar cine... Credeți-mă că eu am crescut printre operele mari lui Brâncuș. Nu la ele mă refer. Mă refeream că noi avem în spate, dar dacă n-ați fost aici, n-aveți de unde să curajeze. Deci avem niște bolovani, efectiv niște bolovani care n-au nicio legătură cu Brâncuș. Brâncuș nici nu știe de bolovani ăștia și nici nu i-a văzut, nici nu erau pe vremea lui. Și la ce mă refeream? Nu la celebrele opere ale domnului Brâncuș. Sunăm în direct la domnul primar care a mai intrat în emisiunea noastră cu un alt prilej, dacă ți-aduce aminte, pe angajatul său care beneficia de pedicuri. Bună. Alo. Bună seara, domnule primar. Bună seara. Aveți două minute să purtăm o conversație? Sunteți în direct pe B1 TV. Sigur, bună seara, mai fost împreună. Știu, păi de-aia ne permite să vă deranjăm. Domnul primar. Avem această încurcătură. Ați săvârșit o declarație care a fost rostogolită în multe feluri. Ca un bolovan a fost rostogolită această declarație în toată media de astăzi. Și trebuie să o tranșăm, să ne explicați la ce v-ați referit de fapt. Nu, bolovani pot să fie... În sensul figurat, cei care au transmis un astfel de mesaj sau mi-au interpretat cuvintele. Dar în niciun caz operele mare lui Brâncuș, pentru că eu nu-mi permit, mai ales că sunt primarul municipiului Târgu, nu-mi permit să fac astfel de afirmații la adresa unor opere și a marelui sculptor cu tot ceea ce a lăsat. Domnul sculptor, cum se mai spune, da. Deci, dumneavoastră când a zis așa, dacă ai plecat dintr-o calitate de paznic și ulterior ai câștigat această funcție de demnitate sau ai devenit funcționar public, încearcă în perioada asta cum poți să faci față unor rigori ale funcției, că una e să păzești un obiectiv și să stai 24 de ore din 24 lângă un bolovan, iar alta este să relaționezi în fiecare zi cu cetățenii într-un anumit oraș. Exact. La ce vă referiți prin bolovan, exact, ca să o clarificăm o dată? Care sunt bolovan? Exact, vă rog. Exact asta. Luați prima parte, când ai păzit un bolovan. Păi, da. Poliția locală de la nivelul municipiului Târgu Jiu, înainte a fost poliție, au fost gardieni publici. Da. Așa se numea pe vremuri, gardieni publici. Bun. Se ocupau de faza obiectivelor publice sau ale cetăților comerciale sau persoanelor fizice. Și care sunt bolovanii? Nu, aveau, de exemplu, și balastiere pe care le păzeau la vremea respectivă. În momentul în care s-au înființat, când s-au înființat ei, știți foarte bine că păzeau nu numai obiective din domeniul public, și obiective din sistemul privat. Și mai păzeau balastier, mai păzeau materiale de construcții. Foarte multe depozite de materiale de construcții. E o chestie la figurat, dar încă o dată, dacă o luați doar de la începutul declarației mele, vă referiți la un timp trecut când ei doar aveau calitatea de paznici. Am înțeles. Și atunci și nu erau operele lui Brâncuș și atunci? Nu, nu la vremea respectivă operele lui Brâncuș. Problema cu operele lui Brâncuș a apărut ulterior, după, dacă vă aduceți aminte, într-o anumită perioadă au fost cârjelite, coloana fără de sfârșit ciublit unul dintre scaune, lovit cu ceva, cu un contondent. Și atunci, publica locală a luat hotărârea să monitorizeze cu poliția locală, cu faza de poliție locală, 24 din 24 operele brâncușiene. Deci pe vremea aia operele brâncușiene nu erau... Nu erau păzite cu gardieni publici, așa cum sunt astăzi. Lucrul ăsta, cred că, să vă dau un termen, cred că în 2016 consilier local la vremea aceea, s-a luat o hotărâre în consiliul local, după aspectele pe care vi le-am spus anterior, în care s-a luat decizia ca operele să fie păzite 24 de ore din 24. Gata, acum am clarificat. Am lămurit. Pentru cei mai sceptici. Nu eram sigur că nu v-ați referit. Nu știu dacă ați prins emisiunea de la început, dar eu am spus că asta veți spune. Că nu la operele lui Brâncuș. Nu, ascultați-mă. Da. Luați-o și dacă o priviți în timp, pentru că am mai fost în emisiunea dumneavoastră, sunt un om corect. Și dacă o priviți în timp, la asta mă refer. Calitatea pe care o dețin acum de funcționar public, eu asta vreau, calitatea care presupune mult mai multe lucruri decât fosta lor calitate de paznic. Când erau, e adevărat că eu la poliția locală, e un război care se duce pe plan local, pe de o parte cu polițiștii locali, pe partea cealaltă cu reprezentanții Partidului Social Democrat, care nu acceptă reorganizare la poliția locală. Pierderea celor 8 funcții de conducere din poliția locală Târgu Jiu, funcții pe care le-au obținut pe anumite criterii pe vremea când eu nu eram primarul municipiului. Domnule primar, eu ar trebui să mă recuz ca moderator, că nu pot să fiu obiectiv, că eu am o problemă cu ideea de poliție locală.
locală, cu instituția, poliția locală, deci aici o să fiu părtinitor, da. Mai bine să comenteze rar. O să vă spun un lucru, declarația mea a început să fie interpretată după ce am anunțat că iau în calcul organizarea unui referendum la nivelul municipiului Târgu Jiu, da? Pentru a consulta populația în vederea desfințării poliției locale. Da, de clar, asta da. Este... Da, e bine. Da. Asta încerc eu să fac la Târgu Jiu. Nu știu ce vor face colegii mei din țară, dar eu iau în calcul, pentru că atribuțiile poliției locale la acest moment sunt cumva comune cu atribuțiile poliției naționale, ale jandarmeriei sau ale altor structuri. Și de multe ori, personal, nu văd care este utilitatea poliției locale pe anumite zone. Știți foarte bine că au zona de circulație și zona de ordine publică, da, care coincide în totalitate cu atribuțiile pe care le aveau înainte jandarmeria, cei de la jandarmerie și de la Poliția Națională. Da. E adevărat că e foarte bine și pentru Poliția Națională și pentru jandarmerie că există poliția locală și în felul acesta s-au retras cumva în birou și au zis, lasă că de azi încolo face doar poliția locală, face și partea de circulație și partea de ordine publică. Domnule Marcel Romanescu, primar al orașului Târgu Jiu, mulțumim pentru intervenție și pentru detalii, mulțumim pentru intervenție, să luăm publicitate, așa cum ai anticipat perfect, domnule, nu era vorba de... Erau niște balastiri, eram sigur că și eu eram sigur, dar n-am vrut să spun. Pauză. Eu sunt subiectiv acum. Tu ești subiectiv. Dacă vii și îmi spui că vrei să desfințezi poliția locală, mai lua la sentime, știi că e punctul de sentime, nu mai pot să mă cer cu nimeni care vrea să desfințeze. Bă, și până la urmă și oprenele în Brâncuș, dacă e zonă, mai. Și dacă erau oprenele, nu mai conta dacă vrea să desfințeze poliția locală. Bine, asta e foarte bine. Luăm o scurtă pauză și revenim în forță. Nu s-a terminat. Bun, ne-am întors în direct în legătură cu București, că știți că se intră în acest scenariu roșu, sună așa foarte sumbru, se va intra sau se dă să se intre, nu știu dacă se va intra de luni încolo din cauza ratei mari de infectare, crescută peste 3, în fine, avem nevoie de un prefect pentru chestiunea aceasta, deocamdată funcționăm la nivel de subprefect, pe precedentul prefect l-au demis, nu mai este s-a renunțat la domnul Berbeceanu, serviciile sale nu mai sunt. Și vine un prefect nou în viețile noastre, da. Un prefect care va trebui să lucreze cu primarul. Un prefect din partea domnului Cioloș. A trimis domnul Cioloș. Ține minte acest lucru. Vei mai auzi de el. Pe vremea mea era fotbalist. Acum văd că există și prefect Alin Stoica. Pe vremea mea, domnul Alin Stoica lucra în departamentul de resurse umane la o bancă. Perfect, ca să îndeplinească funcția de prefect. Ce are banca cu prefectura? E o întrebare la care va rămâne să ne răspundă domnul Stoica în lunile următoare. Dar în altă ordine de idei, nici domnul Berbeceanu nu venea chiar din administrație. Dar nu e un om care să stea în banca lui, adică e clar treaba în legătură cu domnul Stoica. Nu, este președintele plus sector 3. Ia uzi, frumos, elegant. Bun, și domnul Stoica făcea o declarație pe Facebook, punea o declarație în legătură cu primarul Capitalei, cu viitorul primar al Capitalei, că la momentul respectiv nu era primarul Capitalei și poate că nici nu întrevedea ideea de a fi, pentru că el lupta mai degrabă în tabăra domnului Voiculescu. Și cum era în tabăra domnului Vlad Voiculescu, care vrea să fie el cel care trebuie să pășească în funcție de primar al Capitalei, domnul Stoica face următoarea declarație. Pe 4 decembrie 2020, domnul Alin Stoica, actualmente, vă dați seama, prefectul Capitalei, scrie în felul următor. Cred că a scris-o așa și rângea. Da. Poate nu e rău pentru unii care declară că sunt independenți să se răzgândească. Adică... deci după ce declarația e făcută după ce a devenit primar al Capitalei Nicușor Dan? Eu mă gândeam că are o logică înainte, dar odată devenit primar al Capitalei, din partea Alianței, face această declarație. Super. Poate nu e rău pentru unii care declară că sunt independenți să se răzgândească. Poate își aduc aminte de ce au intrat în politică. Că se pare că unii au uitat, mai ales după ce și-au văzut visul împlinit. Eu cred că independentul care susține acum PNL va dispărea din viața politică după 4 ani. Păi Alin Stoica, chiar așa? Și iei tu locul? Eu cred că independentul care susține acum PNL va dispărea din viața politică. I-a făcut plan pentru politică, următorii 4 ani. Ia gata și cu Nicușor Dan. Și cu acest domn, sigur, domnul Cioloș s-a gândit că trebuie defilat la prefectura Capitalei. Nu? Prefectul Bucureștiului, domnul acesta, cu această declarație, el va conlucra cu domnul Nicușor Dan. Da. O precizare. În vâltoarea și dinamica evenimentelor mi-a căzut cașcheta. Vorba domnului... cum îl cheamă deputatul fostul sindicalist? Da, domnul Coarnă. Domnul Mitică Coarnă, așa. Și am spus că este președintele plus sector 3. Nu, domne. Nu. E plus sector 3, plus încă 3, e plus sector 6. Liderul de la plus sector 6. Acum, ce e interesant, că vă veți întreba, de ce pe acest domn, de ce
de ce și pentru ce. E foarte simplu. La nivelul municipiului București avem așa un primar independent susținut de PNL, USR și plus teoretic, practic, mai mult de PNL, dar și mai practic se cam ceartă cu toți pe anumite subiecte, deci vom vedea cât de solidă e majoritatea care îl susține. Avem PNL, cel mai mare partid de guvernare, cu un scor bun în capitală. Avem USR, un partid care s-a constituit inițial doar pentru București și apoi a explodat în toată țara. Bă? Și avem plusul care nu prea contează. Pentru că nu prea au oameni, pentru că și aia pe care i-ați văzut de ce calibru sunt. Ați văzut-o pe doamna care l-a contracandidat pe Băluță. Te uiți, te bați cu Băluță, singurul primar PSD care are șanse și a avut să rămână în funcție, și tu vii cu doamna aceea al cărui nume trebuie să fac eforturi să mi-l amintesc. Deci plusul nu e un mare plus în capital. Poate pe un teritoriu nu are, o fi spectacol. Nu are oameni, dar nu are nici votanți, mă, Răzvan, hai să spunem și lucrurile. Asta n-am verificat, nu, pentru că niciodată nu și-a încercat să... A reușit să nu se verifice, da. Ce face domnul Dacian Cioloș? Devine relevant acum în capital. Devine extrem de relevant cu plusul lui în capitală, pentru că în timp ce Consiliul e dominat de PNL, USR și Nicușor Dan, fiecare reprezentând o forță de sine stătătoare, domnul Cioloș devine relevant având prefectul, și nu orice fel de prefect, ci un prefect care deja s-a pronunțat împotriva lui Nicușor Dan. A spus acest prefect, pe vremea când nu era prefect, în 5-6 rânduri, ceva ce poate fi sintetizat în felul următor: nu-mi place Nicușor Dan. Și acum a venit acest Cioloș și a spus: las și eu acest prefect aici. Dacă deranjează pe cineva că am un prefect care nu e prietenul tău, eu știu, vii, vorbim, ne înțelegem ca oamenii. Cum a devenit relevant? Punând un prefect incomod, un prefect cu care trebuie să negociezi. Politică, e om politic acum prefect, e membru de partid. Da. Când n-ai forță politică, când n-ai resursă umană, când n-ai dă niciunele, măcar ai o funcție care poate încurca. Și deci e obligatoriu să participi și tu la dialogul măcar politic. Măcar poți să încurci cu ceva. E o vorba. Bă, dacă nu, măcar poți să încurci cu ceva aici. Și dacă nu vrei să te încurce plusul, te duci și discuți cu plusul. Întrebi pe plus: dar tu mata ești de acord, domnule plus? Păi da, mai vedem. Mai... Deci a Bun. Creat o pârghie de negociere punând acest Hai domn să care ascultăm pe doamna Șoșoacă cu o declarație politică, apropo de politică, cu o declarație politică făcută în săptămâna aceasta, nu? Când se discuta despre buget, ea a venit cu problema ei, a venit cu plusul ei în toată discuția. V-am spus că vă dăm Șoșoacă astăzi să vă ajungă pentru tot weekendul. Și după care adăugăm o știre provenită în urmă cu câteva minute, foarte interesantă. Adică după acest fake news veni și cu realitatea. Hai să ascultăm pe doamna Șoșoacă ce spunea la începutul acestei săptămâni, când solicita ridicarea stării de alertă din România. Aud aici numai nonsensuri cu privire la un buget de care cred că habar nu aveți. Opriți odată starea de alertă cum a făcut Cehia, dar evident cum Dumnezeu să mai faceți achiziții fără licitații, da? Și o să vedeți că merge bine România și vedeți ce fac inventatorii români. Domnule Ciolacu, vă aștept cu mare drag la manifestația din 7 martie, numai că vedeți că noi nu purtăm mască. Da, doamna Șoșoacă vine și spune că trebuie ridicată starea de alertă în baza acestui argument de la pupitul Senatului României, da, cu această informație, și spune: doamne, în Cehia s-a ridicat starea de alertă, și acum eu vă citesc ce se întâmplă în urmă cu câteva momente în Cehia, știre provenită în urmă cu câteva momente. Cehia a intrat în colaps sanitar. Se roagă de țările vecine să-i preia zeci de pacienți COVID-19. Republica Cehă a cerut vineri Germaniei, Elveției, Poloniei să preia zeci de pacienți COVID-19. Întrucât spitalele sale situația a ajuns într-un punct critic, relatează Reuters. Deci asta este informația și aceasta e declarația doamnei senator de la pupitul Senatului României. Deci doamna senator Șoșoacă dorește relaxare ca în Cehia, domne, care n-are niciun fel de treabă. Plusez, domnule, că tot am vorbit de Cioloș puțin mai devreme și îți mai dau niște informații. Guvernul ceh a instituit începând din 1 martie un lockdown sever. Premierul și-a avertizat concetățenii că anul acesta, Paștele Catolic, pe 4 aprilie, va fi sărbătorit la fel ca anul trecut, adică fără a ieși din case. Declarația ministrului ceh al sănătății sună în felul următor: numărul mare al noilor pacienți infectați a sporit presiunea asupra sistemului sanitar. Numărul pacienților care necesită spitalizare crește în continuu. Încearcă să-și placeze pacienții prin alte spitale
din alte țări. Și doamna Șoșoacă are senzația că acolo s-a terminat pandemia. Tudor Mușa, bună seara! Bună seara, Tudor Mușa! Foarte mulți cetățeni ai României se branșează la doamna Șoșoacă și, sigur, iau de acolo adevărul pe care le rostogolesc după aia rețele de socializare, scandalurile pe care le au, ca să genereze ideea că, domnule, nu, această pandemie nu există. Uite, Cichia, de exemplu. Da, stau și mă întreb dacă mai există argumente pentru astfel de oameni până la urmă. Evident, n-ai cum să nu dai informațiile și realitatea doar pe motiv că torentul ăsta de fake news ia totul în calea lui și n-are rost să te pui cu el. Sigur că da, continui să discuți despre lucrurile astea, aducând argumente, fapte, specialiști, criticând acolo unde e în neregulă, încercând să afli mai multe acolo unde nu ți se spune și oho, sunt o grămadă de lucruri care se spun cu țârâita sau deloc sau aiurea sau de neînțeles în anumite momente. Asta nu ne împiedică să mergem mai departe cu demersul de a afla ce se întâmplă în jurul nostru. În capitală, în jurul nostru, aici aproape se întâmplă un scenariu roșu, probabil în foarte scurt timp. Acum nu știu dacă vor mai exista niște discuții din astea tampon de câteva zile pe motiv că e 3,05 și nu e 3,1 întreg și atunci să mai stăm un pic. Gândiți-vă că e 8 martie și probabil că se mai dau peste cap niște planuri și de afaceri și de momente de relaxare zilele astea, așa că poate că avem vreo decizie a CNSU nu mâine, nu duminică, ci poate abia marți sau poate miercuri, cine știe. Dar e interesant că premierul Florin Câțu, invitat aici la voi, spunea în urmă cu doar câteva zile: purtați mască, văd lume care nu poartă mască, văd reguli care nu se respectă. Lucrurile capătă sens și contur acum pentru toți cei care ziceau: dar ce, domne, e totul ok în jurul nostru, nu e adevărat, nu există cazuri. Uite că există cazuri, uite că există și tulpina sud-africană prezentă. De acum încolo nu ne putem gândi decât la planuri despre cum să ieșim cu bine din această nouă provocare. Da, discutăm despre asta. O reacție interesantă a ministrului educației în contextul ăsta legată de prezența elevilor care au examene de dat fizic la școală. Noi tot vorbim de câteva zile de când s-a trimis cererea la Ministerul Sănătății, care ministerul n-a răspuns, așa că domnul Câmpeanu, într-un gest de frondă cumva, s-a dus direct la CNSU, care e subordonat premierului, încercând să obțină de acolo un rezultat. O să intrăm în legătură directă cu ministrul educației să vedem ce poate să ducă fricțiunile astea. Acum câteva zile, în emisiune la Actualitatea, Sorin Câmpeanu spunea: n-aș vrea ca diferențele astea dintre ideea de școală și ideea de sănătate să ducă la o falie. Deși părea că așa se întâmplă și uite că în cele din urmă s-a și întâmplat. La o fâșie. Fâșia, da. Gaza. Bun, luăm o scurtă pauză până luni. Tudor Mușat pe B1 TV, să aveți o Românie bună în continuare. Și un weekend așa cum vă doriți, ne revedem luni la 18.